Bine venit, doamnelor și domnilor, și dați-mi voie să vă spun ce v-am pregătit în continuare pentru această seară. Avem o deosebită plăcere să-l avem în studio în această seară pe Ștefan Guțanu, care a revenit de curând din România, care a participat la un concurs de talente din România. Dar pentru mai multe detalii, pentru mai multe informații, îl salut cu mare drag și îți mulțumesc, pe bune, că ești astăzi aici. Bună seara, mersi tare mult că m-ai invitat și am venit cu mare drag. Mersi tare mult. Zi-mi, te rog, cum ești? Sunt foarte bine, entuziasmat, plin de forțe, bucuros că am venit acasă, i-am văzut pe ei mei, mi-am văzut mama, fratele, nepoțica, mătușa, i-am văzut pe toți. Acum să le spunem și celor de acasă, de unde ai venit tu și ce faci tu? Eu vin din Timișoara, sunt student la Timișoara deja de 4 ani. Așa. Fac management, sunt la master anul 2. Sunt și livrator de mâncare, în timpul liber fac și livrări. Și, cum ai zis și tu, am participat recent la concursul ăsta de talente din România. Uite, Ștefan, tu cumva ai devenit viral, mai întâi de toate, pentru că singura ai început-o. Atunci când livrezi mâncare, tu mai și cânti. Spune-mi despre experiența asta, îmi pare tare faină. Deci s-a întâmplat într-o zi când era super nașpa timp afară. Așa. Lumea nu prea lăsa cebuc, nu prea lăsa bacșiș. Așa. Și am zis că e super nașpa să livrezi prin ploaie, prin glod, ud, murdar. Și eu te admir pentru asta. Și lumea să nu le lase tip. Și am făcut un TikTok despre asta, care a ajuns în 3-4 zile la 1 milion de vizualizări. Wow. Și am înțeles că despre asta ar trebui să fac mai departe. Okay. Și am început să fac TikTok-uri, am început să adaug rubrici noi, ce cânt artistul când îi se face foame. Da. Și uite, așa a ajuns. Asta m-a cucerit. Cu Delia, dacă nu greșesc. Cu Delia, cu Irina Rimes, da. Cu The Motons, cu Carlos, cu aproape cu toată lumea am făcut. Și ai primit feedback de la cineva din ei? Am primit feedback de la Antonia. Așa, ce-a zis? Că îi se pare super admirabil ceea ce am făcut și mi-a zis să continuăm mai departe. Delia mi-a răspuns. Super. Motanu mi-a răspuns. Deja Irina Rimes s-a văzut la concursul ăsta de talente, da. La Vocea. Cine a mai văzut? Carlos. Carlos n-a văzut. N-am văzut. Carlos. Vezi că Ștefan a pregătit trebuie ceva. Neapărat, da. Uite, acum, fiind și student, mai și muncești, ai decis tu să mergi să participi la un concurs de talente. Uh-huh. Povestește-mi despre experiența asta, cum a fost? E foarte mult de lucru în spate, fiindcă ceea ce se vede pe sticlă e 2-3 minute, dar sunt o grămadă cut-uri, pregătire înainte de scenă, costume, machiaj, păr, repetiții, sunt zile de repetiții, zile de înveți cum să intri pe scenă, cum să ieși de pe scenă. Da. E o școală, concursul de talente la care am fost și am învățat foarte mult. Ce ți-a părut cel mai stresant din toată această perioadă? Sunt câteva secunde de tensiune înainte de a începe a cânta, în care tu stai, te uiți la scaune, te uiți la public și aștepți. Da. Și asta e cel mai dureros cumva, fiindcă îți bate inima, îți simți fiecare bătaie și nu înțelegi când se începe piesa, când dau startul la negativ sau la tobe. Tu ai ajuns în echipa Irinei. Da. Povestește-mi despre colaborarea dintre voi. Ce ai învățat de la ea? Cum a fost relația? Cum e relația dintre voi? Deci Irina mi se pare cel mai minunat om din showbiz-ul românesc. Da. De ce? Fiindcă ea ne-a luat din prima zi acasă la ea. Singurul antrenor care a făcut chestia asta. Și a fost super drăguță cu noi, ne-a povestit despre experiența ei, cum a venit în România, ce face cu muzica, cum face. Ne-a dat multe sfaturi, ne-a explicat cum funcționează concursul, că e super ok cineva să meargă acasă și cineva să rămână continue în concurs. Da. Iubitul ei ne-a gătit mâncare. Ne-a gătit bruschete franțuzești și burgeri. Ce fain! Burger foarte bun, ce fain. Da. Deci a fost cumva o relație mai mult decât conducătorul echipei și participanța. Ați legat și eu un soi de prietenie. Da, și avem chat-ul mereu la dispoziție, mereu ne scrim și cei care au ieșit deja din concurs, mereu scrim,
reacționăm, Irina ne reacționează și ea. Deci e super faină Irina Rimes ca antrenor, ca prieten și ca, nu știu, ca om, în primul rând. Ce sfat pe care ți l-a dat o să-l ții în minte multă vreme? Că nu trebuie să mă uit la hate, că o să vină hate, o să vină comentarii urâte, probabil ură, trebuie să continui pe drumul meu și să nu deviez, să mă duc spre ce mi-am propus eu. După acest concurs, ai căpătat o popularitate faină, frumoasă, cât și aici în Republica Moldova, atât și în România. Ce-ți propui, ce vrei să faci, ce planuri ai? În perioada următoare îmi propun să scriu cât mai mult, așa, ca să pot să lansez piese proprii, poate un album mic. Și asta sper în perioada următoare, să semnez cu o casă de discuri sau sau singur să fac o piesă și să pot să o lansez, să vadă oamenii că pot să cânt și chestii făcute de mine, nu neapărat parodii și cover-uri. În ce direcție mai mult, în ce stil muzical mai mult vrei să mergi? Stilul ăsta pop, gen mai lent, mai liric, nu foarte ritmat. Depinde, îmi place să mă și să-mi și las și din astea challenge-uri. Așa. Și îți plac provocările? Îmi plac provocările, okay. Da, îmi place să-mi lansez provocări. De asta nu merg doar pe lirică, dar încerc să fac și chestii noi. Să învăț să cânt mai repede, să fac flow și... Fain. Știi, pentru că să te provoc, cu cine din Republica Moldova ai face un duet? Un duet cu... Din Republica Moldova. Stabiliți aici, stabiliți acolo. Aici. Da. Cu surorile Osoianu sau cu Zinaida Julia aș face un duet. Serios? Ce fain! Dar cred că cu surorile Osoianu aș vrea foarte mult. Și cum îți imaginezi această colaborare? Ceva din folclor, adus cu niște pop și făcut o combinație destul de interesantă. Eu zic să le scrii. Sunt niște doamne tare drăguțe și nu știi cum iese și o colaborare tare faină. Ar fi minunat. Așa, deci doamnelor, o adresare către surorile Osoianu, Ștefan Guțan, un tânăr super talentat, așteptați un apel, un mesaj de la el. Ar Doamne fi ajută, da. Da. Și dacă vorbim din România? Cu The Motors. Dar e basarabeanul nostru. Da, el... Îl asociezi mai mult cu România? Da. Ok. Cred că mai mult cu România. El e preferatul meu, e artistul meu preferat. Și mie îmi place tare mult. Și aș vrea foarte mult. Cu el, cu Irina Rimes și cu Dar aș vrea o colaborare. Cu oricare dintre ei, de fapt, însă oricum de mult îmi rămâne artistul meu preferat. Când urmează să revii în România? Zilele următoare. Așa, deci mai stai puțin și de sărbători o să fii acolo. De Crăciun, da, dar de Revelion cred că o să fiu aici. Așa, deci tot... Din acasă de Revelion, da. Ok. Zi-mi, te rog, cum reușești să îmbini jobul tău pe care îl faci uneori de livratorul care cântă, Ștefan Guțanu, și acum mai faci și vloguri, mai ești și creator de conținut. Cum le combini pe toate? Cum le reușești pe toate? Încerc să nu complic foarte mult ce aici fac pe online și să creez conținut din activitatea mea zilnică. Am terminat de făcut livrări, am scos telefonul și am filmat. Nu trebuie să fac mare scenariu sau multe cadraturi pentru... Încerc să fiu cât mai real și autentic, pentru că cred că ăsta e și succesul meu. Că sunt autentic și așa cum sunt în viața reală, sunt și pe online. Nu încerc să complic foarte mult lucrurile. Am văzut că mai și gătești. Da, îmi place foarte mult să gătesc. Ce-ți place cel mai mult să gătești? Omletă. Omletă, îți place cel mai bine. Da, mi se bine și dimineața, cred că dimineața e cea mai importantă masă. Okay. Micul dejun e cea mai importantă masă și de-aia îmi place să mănânc foarte bine dimineața, fiindcă după nu știu când mai apuc să mănânc. Oh, deci e o lecție, pentru că eu nu prea reușesc. Nu neapărat nu reușesc, dar cumva nu mănânc dimineața și am văzut că postezi diferite vloguri cum gătești, rețete și zic, da. Încerc omul ăsta mai și gătește. Încerc să promovez ceva sănătos. Fain. Asta. Zi-mi, te rog, uite, deja ziceam, ai căpătat popularitate în România. Deja cei la care vii, celor cărora le livrezi mâncare, te recunosc?
Da, mă da? Recunosc. Îți aduce aminte prima interacțiune cu cineva care te-a recunoscut? Era înainte de concursul ăsta din România. Era o fată și îmi spune: "A, te-am văzut pe TikTok, ești băiatul ăla care cântă fain când livrează." Așa. Și am făcut și o poză și a fost super drăguț. După asta a fost un băiat care m-a văzut. Și după concursul ăsta a început și mai mult. Oamenii mă cunosc pe stradă, chiar dacă nu sunt în livrări, chiar dacă merg îmbrăcat ca un civil normal, mă recunosc și vor poze, vor să mă întrebe ce fac, ce urmează cu muzica, cam așa. Îți place această atenție? Da, îmi place. Îmi place și chiar îi încurajez pe oamenii din Timișoara, când mă văd, să mă abordeze, să-mi ce vorbească, fai? Să-mi spună ce vor, sau să facem poze, fiindcă îmi place. Nu știu dacă o să-mi placă și peste ceva timp, dar acum îmi place foarte mult. Când cineva mă abordează, sunt în al nouălea cer de fericire. Acum bacșișul e mai mare? Da, bacșișul e mult mai mare acum și observ cum oamenii pleacă în case, caută ei pe lucrușoare și vin cu bacșiș mai mult, fiindcă nu la toți le apare numele meu. Abia când mă văd în fața ușii îți dau seama, stai că ăsta e băiatul ăla de pe TikTok, de la concursul ăla. Ce fain! Eu te felicit pentru tot ce reușești să faci și îți doresc mult succes pentru tot ce îți propui. Multă răbdare, curaj, inspirație și ca toate aceste idei pe care le ai, aceste duete sau colaborări da, să devină realitate, pentru că na, ești un tânăr ambițios și cu siguranță o să-ți reușească. Ar fi foarte fain. Mulțumesc tare mult! Mersi tare mult! Apropo, tu urmărești Eurovisionul? Uite, am auzit la voi astăzi că se dau start la înscrierile pentru Eurovision. Da. Și mi-a trecut ceva prin gând. Dar n-am apucat să mă gândesc în serios la asta. Dar uite, azi la voi am auzit. Da, deci din 22 noiembrie până în 22 decembrie ai timp să te gândești. Poate participi și tu la scrie o piesă. Ar fi foarte fain, da. Da, chiar m-aș bucura să te văd acolo. Da, ar fi un start de carieră solo, da? Foarte bun. Da. Ștefan, mersi tare, tare mult pentru că ai venit. Eu îți mulțumesc că m-ați invitat și seară faină. Mersi.